O să prezentăm măsurile de sprijin pentru români, cum este normal, le discutăm prima oară în interiorul partidului și mai devreme am avut o discuție telefonică cu primul ministru al României și o să avem o întâlnire în cursul zilei de mâine pentru a stabili măsurile, fiindcă credem și considerăm cu toții, inclusiv primul ministru, prioritatea numărul unu sunt măsurile pentru români. Care sunt cele mai importante dintre aceste Sunt măsuri? Unele deja convenite cu primul ministru, le recunoașteți, am găsit anumite sume din banii europeni pentru a realoca sumele către vouchere pentru tichete, pentru alimentele de bază, și avem și o valoare aproximativ 700 de milioane de euro. Care va fi valoarea unui tichet de masă? Se va conveni în acest moment. Mergem încă în logica celor 50 de euro la fiecare două luni. Pe urmă o să fie și tichetele pentru copii. Toate aceste lucruri le vom discuta în coaliție în cursul zilei de mâine și le vom hotărâ. Sunt dintre măsurile convenite? Mai sunt și măsuri, nu numai în zona socială, și măsuri economice. Până mâine, a spus primul ministru, până mâine avem și de la domnul ministru Căciu toate impacturile, astfel încât să luăm decizia cea mai sustenabilă. Din partea socialdemocraților ar veni o valoare de 30 tichetele, de lei pentru fiecare tichet de masă, în timp ce liberalii au avansat valoarea de 40 de lei pentru tichetele de masă. Tichetele de masă oricum trebuie mărită valoarea nominală și vom vedea care este impactul. Aici așteptăm până mâine să vedem de la domnul Căciu toate calculele. Totuși, vorbim de un bugetul României, un buget sustenabil. Nu putem să ieșim din această logică și sunt ferm convins că vom găsi calea cea mai bună. Volodymyr Zelensky, domnule Ciolacu, va vorbi astăzi în plenul Parlamentului, așa cum susține președintele Senatului? Am o rugăminte. E un lucru foarte important și vorbim de un președinte a unui stat suveran atacat de către Rusia în acest moment, unde este un genocid. Și din acest moment eu nu mai am nicio reținere să spun că Putin este un criminal de război. Cred că calea diplomatică, nu calea de Facebook și încercarea pe Facebook de a ne face imagine, calea diplomatică este cea normală. Eu până la ora 12:30, când avem un birou permanent reunit, aștept ori o solicitare din partea ambasadei pentru acest discurs în Parlamentul României, ori o informare din partea Ministerului Afacerilor Externe. Așa se lucrează într-un stat democratic, mai ales într-o situație atât de delicată. Eu nu spun nimic. Eu nu am adrese oficiale pe care le așteptați, dar va veni Florin Cîțu cu o solicitare să fie convocat un plen reunit pentru că cum se întâmplă într-un stat normal, într-un stat democratic, membru al Uniunii Europene. Altceva nu. Eu nu vorbesc de respectat. Este vorba de o diferență de abordare a unui moment atât de important, cum ar fi discursul domnului președinte Zelensky în Parlamentul României. În opinia dumneavoastră, având în vedere acum care este situația la ora la care vorbim, care sunt șansele ca Volodymyr Zelensky să se adreseze plenului Parlamentului? Este posibil să avem acest discurs în cursul zilei de astăzi. Cum vedeți schimbarea lui Florin Cîțu din fruntea Partidului Național Liberal, un partid cu care dumneavoastră eu sper ca acest nou scandal din interiorul Partidului Național Liberal să nu afecteze coaliția și actul de guvernare. După ultimele discuții avute cu primul ministru, consider că suntem într-o logică normală, în rest sunt problemele interne ale Partidului Național Liberal. Credeți că va funcționa coaliția mai bine? Eu nu cred nimic. Eu cred că România așteaptă de la noi anumite decizii și anumite măsuri. Avem de-a face cu scumpiri și cu o inflație. Știm de unde au pornit toate aceste lucruri. N-am nicio reținere să spun de la liberalizarea haotică în zona energiei,
asta este, trebuie să și-o asume cei care au făcut acest lucru. Și, doar și, în, acest moment, acest și în acest moment intrăm pe efectele acestor scumpiri exagerate la energie, să le diminuăm. Repet, vor fi și scheme de ajutor în zona economică, nu știm, deducerea poate accizei pentru transportatori la combustibil. Sunt mai multe variante, unele convenite, unele neconvenite până în acest moment cu membrii coaliției. Ca să revin la domnul Coarnă, în mențin poziția, deja organizația Călăraș, organizație din care face parte domnul Coarnă, a înaintat documentele de excludere către Biroul Permanent Național. O să luăm act de aceste documente și cred că domnul Coarnă a depășit o linie roșie, având un dialog cu un stat agresor și asupra unui stat suveran, este exclus ca eu să îmi schimb poziția în ceea ce îl privește pe domnul Costin. Dar pe ceilalți trei parlamentari, sunteți și președintele Camerei Deputaților. Ceilalți sunt trei deputați. La nivelul conducerii Camerei Deputaților pot fi sancționați și în alt fel decât cum se întâmplă în cazul domnului Coarnă, că îl excludeți din PSD, ceilalți nu. Nu cred că avem așa ceva în regulament. Eu stau de vorbă exclusiv de un membru al Partidului Social Democrat. Un membru al Partidului Social Democrat nu avea ce căuta la ambasada Rusiei sau să aibă discuții. Poate să rămână membru comentului pentru că a fost la ambasada Rusiei atunci. Voi avea aceste discuții cu liderii de grup. Care este argumentul domnului Coarnă pentru nu am avut discuții cu domnul și nu poți să ai un argument să te duci la ambasada Rusiei în acest moment. Mulțumesc mult! M-ați întoarce puțin la ceea ce înseamnă pentru coaliție schimbarea președintelui PNL. De exemplu, Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă, ce ar însemna pentru coaliție? Destul de clar. Sper ca acest nou scandal din interiorul PNL-ului să nu schimbe linia și să nu afecteze coaliția și actul de guvernare. În rest, e o problemă internă a Partidului Național Liberal. Mulțumesc!